Capela Sfânta Maria a parohiei Timișoara Iosefin a găzduit joia aceasta un seminar dedicat prevenirii și combaterii consumului de droguri. La întâlnire au luat parte mai mulți preoți timișoreni și elevei clasei de teologie de la Liceul Pedagogic Carmen Silva din oraș. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timiș, iar temele abordate au fost diverse. În ceea ce privește structura seminarului și informațiile pe care noi le-am transmis beneficiarilor, acestea se referă la semnele după care familiile își pot da seama că propriul lor copil se poate confrunta cu consumul de droguri. Este vorba despre semnele fizice, despre semnele comportamentale, totodată am vorbit despre conceptele de dependență, de sevraj, de toleranță, despre conștientizarea faptului că acestea la un moment dat devin o boală, iar pentru tratarea acestei boli sunt necesare anumite intervenții. Prezentările au fost urmate de o serie de discuții cu preoții și elevii pe tema prevenției și combaterii consumului de droguri. Tot acum au fost discutate și cauzele acestui fenomen. De asemenea, s-a vorbit despre nevoia conștientizării și informării serioase a tinerilor și a familiilor lor asupra pericolului drogurilor și al noilor substanțe așa zise inofensive, cunoscute sub numele de etnobotanice, substanțe care reprezintă un real pericol pentru sănătate. Ne dăm seama că este foarte importantă această întâlnire, întrucât noi ca preoți avem un cuvânt deosebit de important de spus în societate și interacționăm cu foarte mulți oameni. De cele mai multe ori ne confruntăm și cu consumatori sau foști consumatori de droguri, iar posibilitatea noastră de a interveni este una chiar reală, întrucât implică aspectul spiritual. În cadrul seminarului au fost evidențiate și aspecte privind modul în care preoții se pot implica în prevenirea consumului de droguri în cadrul comunității în care își desfășoară activitatea.